ho, 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 ho. Merry Christmas! Neața, dragilor, ne revedem aici din bucătărie. M-am machiat un pic pentru că trebuie să ies imediat până în oraș să rezolv ceva înainte de a pleca în excursia noastră programată. Așadar, vreau să fac ceva de mâncare pentru că nu mai am nimic în frigider, nimic de mâncat. Așadar, m-am gândit că am niște piept de pui acolo în frigider. Mă gândeam să fac în air fryer niște șnițele de pui și să fac un pilaf de orez lângă cu ceva, poate salată de varză sau ceva de genul. O să văd eu exact. Așadar, mă pun să scot pieptul de pui, să îl condimentez, să-l las un pic să stea, după care mă ocup de orez și o să vă filmez pentru că am găsit o rețetă de mine, nu ceva super wow, dar am văzut că într-o rețetă pe YouTube făcea cineva pilaf de orez și băga la blender legumele înainte ca să nu rămână așa bucăți mari de legume, adică băga ceapa cu morcovul, ardeiul și nu mai știu, țelină sau nu mai știu ce-o băgat în el, le-o băga la blender, după care le-o călit, eu de obicei le băgam întregi. Așadar, vreau să fac rețeta aia, să o încerc, așa că ia hai să vă așez eu aici. Hai să-mi aduc eu pieptul de pui. Am apucat sărăcia să fac sport aseară, deci efectiv nu mă pot mișca. Deci să văd ăsta, e tip, oh, super, fii atent, ăsta e de ăsta deja tăiat, tip șnițel, no, super, m-am gândit că trebuie să-l tai eu. Mă pun să-l spăl și revin. Jur că nu-ți poți dori nimic mai mult în viață decât să ai șnițele legate tăiate, deci eu urăsc să le tai. De fiecare dată văd eu tot felul de chestii, gen văd piele, văd chestii de-alea și mă apuc și le tai pe toate. Bubel! Bubu! Stai aici supărat în fața casei, dar n-am ce să-i fac, că dacă îl pun înăuntru, vrea afară. Probabil că dacă aveți și voi pisici, știți cum îți dă ciudate, că le bagi înăuntru, vor afară, îs afară, vor înăuntru, deci... L-am băgat pe Bubu în casă. Hai să mut eu șnițelulul. Șnițelelelelele. Hai, deci eu am o obsesie. De fiecare dată când curăț pieptul de pui, trebuie să n-aibă nicio urmă de nimic, că altfel fac crize. Ia și asta. Despre dunga asta vorbesc eu, stați să vă arăt asta. Deci nu suport să o văd. Nebunesc, nu alta. Iar îți curioasă cum o să iasă în air fryer. Eu n-am făcut până acum șnițel, dar decât să-l prăjesc în ulei, am zis că ia hai să încerc să văd cum iese, că rău n-are ce să fie, doar trebuie să-l supraveghez să văd să nu se ardă, dar în rest eu zic că n-ar trebui să fie stres. Și mi-am pregătit aici ceapa, o să pun o jumătate de ceapă, o să pun morcov pe care i-am aici și pe care trebuie să-i răzui. Să-i curăț, adică nu să-i răzui. Și ardei nu am. Am crezut că am, dar nu am. Așadar, curăț morcovii odată. Am aici și niște țelină, dar să văd dacă mai e ok, că o am deja de ceva timp. Stai că o curăț așa. Cred că o să tai așa o felie, nu mai mult, că cred că e nașpa, nu rez așa multă. Și mi-am aici blenderul ăsta cu cuțite. Și o să tai așa legumele în bucăți mai mari, oricum o să le bag acolo, dar le tai așa. Am tăiat și ceapa asta jumătate în două, o bag și pe aici. Și o să tai, cred că totuși pun numai jumătate și din asta, că mă tem că o să fie nașpa. Mai trebuie ardei, dar asta este, nu am, așa că o să-i dau la blenderul ăsta să le macine, după care revin. Gata, le-am mărunțit și pe ele, vedeți că arată așa mai micuț, ca și cum ar arăta la sarmale. Așadar, pun astea într-o cratiță. Mi-am măsurat aici și orezul și acum o să îl spăl la chiuvetă într-o sită. Am pus aici și legumele la călit, le las să se călească, dau drumul și la hotă un pic. O să clătesc aici orezul, de-asta să vă pun așa, să vedeți ceva. Iar acum o să adaug și orezul aici peste. Să-l și amestec. Și o să pun 3 jumătăți din astea de cupă. Dacă o să mai fie cazul, o să mai adaug, dar de obicei așa știu eu că funcționează. Și o să las acum să fiarbă, dau focul mai mare. Ei bine, mi-am pregătit aici un ou cu un pic de sare, piper și foarte puțin lapte.
Aici mi-am pus pesmetul, iar în asta la altă farfurie niște făină. Și o să trec așa, prin făină, apoi ou, apoi pesmet. Și o să iau aici și bucățile de carne, o să le pun aici în stânga, o să-mi fac niște loc. Și hai să vedem. Băgăm prima dată prin făină. Așa, hai că las aici. O să băgăm, cred că vreo două sau trei deodată, o să văd cât intră. Bine ar fi să intre mai multe, numai că după aia se lipesc de o altă și gen nu mai este așa crocante și nu-i fain. Bun, și hai să mai luăm unul. Să iau prima bucată, trec prin ou. Să o un foarte bine pe toate părțile. O las să curgă excesul. Și acum o să îl bag în pesmet. Air fryerul meu e de la Lidl, deci vedeți că nu e foarte încăpător. Dar eu zic că, oricum, fiind subțire, o să se facă rapid. O să-i dau drumul, ia hai să vedem. Dau 200 de grade. Bine, el mere 30 de minute, dar hai că-i dau timpul. Ca așa am văzut eu pe net, că 10 minute ar trebui să fie și după 10 minute să-l întorc și să-l mai las maxim 5 minute, dar oricum o să-l mai verific eu, că mi se pare că în rețeta aia ce am găsit-o pe net era super gros puiul, la mine e mult mai subțire, așa că nu cred că o să trebuiască să dureze atâta. Cam așa arată șnițelele, după vreo 6-7 minute. Acum ce vreau eu e să le întorc. Acum le mai bag încă o tură. Am schimbat gradele, am pus până la urmă la 190, cum mi se părea că s-ardeau. Așa că le mai dau încă drumul. Hai că până se face puiul, mi-a ajuns și comanda de la Dr. Max. Au avut ceva reduceri, asta să stau eu aici. Și mi-am comandat câteva medicamente din astea vitamine pe care le iau în mod normal. Adică bine, am început acum în ultimul timp să le iau și le-am prins la preț bun, așa că le-am comandat. Ia stați să desfacem aici coletul. În primul rând mi-am recumpărat o cremă din asta de gălbenele de la Fares, pentru că v-am zis că mie îmi place foarte, foarte mult crema de gălbenele și am prins-o foarte ieftin, cred că sub 10 lei oricum, așa că mi-am comandat-o, plus că în cealaltă nu prea am și e și veche. Deci 100 de mii de vitamine. Am avut vitamina C și cred că așa era, că dacă luai una, primeai încă una gratis, așa că mi-am luat asta, vitamina C plus cu de 1000 de miligrame. Și mai are în ea D3 și zinc, dar bine, astea nu prea contează, pentru asta de 1000 mi-am cumpărat-o și aia zic că am primit încă una gratis. Iar apoi mi-am cumpărat un calciu din ăsta cu D3 de la Dopper Hertz și ăsta e foarte bun, adică bine, astea le tot zdrobesc eu în mojar sau le tai în 100 de bucăți pentru că nu le pot înghiți prea mari. Dar mai am acasă câteva, dar am zis că hai că mai îmi cumpăr, ia să vi le arăt. Deci sunt foarte, foarte mari bucățile astea, dar eu le zdrobesc, v-am zis, sau le tai. Știu că în multă lume e împotriva tăiatului, dar asta este, nu le pot lua altfel. Apoi mi-am mai luat un magnerod și pe ăsta l-am prins la preț foarte bun, de 500 de miligrame, ci că ăsta e cel mai ok dacă vrei să iei magneziu, adică bine, cel mai ok să fie de 500 de miligrame, pentru că eu sincer nu prea sunt de acord cu vitaminele alea pe care le iei, așa, nu știu, complex de vitamine, pentru că au foarte, foarte puține vitamine, așa, individual, dacă ar fi să te uiți pe tabelul ăla, așa că da, mie îmi place să le iau separat, adică magneziu separat, calciu separat, D-uri separat. Apoi am luat, dacă tot vorbeam de D-uri, am luat și niște de tricalci, că ăsta e cel mai ok, adică tot am auzit și la radio reclamă la el, căci că ar fi super ok. Mi-am luat din ăsta de 2000 de unități și de-aia vă zic că mie îmi place să le iau așa, D-uri, magneziu, calciu și vitamina C. Astea le iau de obicei, adică în ultima perioadă, pentru că, mă rog, nu m-am prea simțit super așa cu energie și am zis că precis ceva lipsă de vitamine, pentru că mi-am făcut toate analizele și toate sunt în regulă. Dar da, apoi mi-am mai luat niște esențiale din ăsta forte, pentru că și pe ăsta îl iau câteodată, nu tot timpul. Eu iau anticoncepționale și atunci la recomandarea medicului și nu numai, am zis că ar fi ok să iau câteodată și niște protector din ăsta hepatic ca să nu mi-afecteze ficatul. Mi-am făcut analize și pentru ficat să văd dacă e ok, dar n-am avut niciun fel de probleme, dar oricum vorbisem cu ginecologul și mi-a zis că ar fi ok, măcar așa, dacă aș face pauză o lună în anticoncepționale pe parcursul unui an, să iau o lună de
protector hepatic, dar nu neapărat să le iau tot timpul, ci să le iau măcar așa la o pauză. Și ultimul produs pe care l-am luat este ceva pastile, astea le-am luat la Sabin, Yoga Flex, astea au fost destul de scumpe în general și acum le-am prins la preț mai ok. Super happy că le-am prins la preț ok, cred că am dat pe toate sub 200 de lei, ceea ce e ok pentru că am luat multe și am și primit încă una de vitamina C gratis, deci da. Hai că mă duc să rezolv cu puiul. Cam așa arată șnițelele în air fryer. Să știți că sunt uscate. Am gustat dintr-unul și chiar sunt foarte uscate, așa că nu cred că o să le mai fac aici. Mi-am pus aici ulei și cred că o să le fac în ulei. Alea o să le mănânc eu eventual sau nu știu, dar nu. Deci chiar nu-mi place deloc cum a ieșit. Așa că mă pun aici și le fac varianta clasică. Mă enervez un pic cum fac chestii de-astea, că da, îi zice că economisești timp și că ies mai ok, mai sănătoase și pe sărăcia, că ies nașpa, adică chiar nu știu, am găsit o rețetă pe net și după aia m-am luat, nu le-am inventat eu, dar mă rog, asta este, nu mai testăm noi chestii de-astea. E bine, cam asta e prânzul meu, l-am aranjat așa un pic mai fancy ca să-i fac poze și la Sabin să-i fac poftă. Am făcut până la urmă șnițelele în tigaie pentru că au ieșit foarte nașpa și uscate în air fryer. Așa că până la urmă le-am făcut tigaie. Am pus și orezul într-o formă din asta de cupă, din asta de desert și l-am întors aici. N-a ieșit cremos cum am vrut, dar totuși mai ok decât a fost celălalt data trecută. Acum am pus niște unt și doar sare și piper și l-am lăsat acolo să mai stea acoperit cu capac. Și aici mi-am pus niște murături din astea, niște conopidă din asta murată de la mami, cam așa arată, deci așa fain arată borcanul ăsta roz. Și mă pun și eu să mănânc, așa că ne auzim mai imediat. Am mers până în oraș pentru că a trebuit să-mi rezolv ceva cu casa de marcat. După care m-am dus pe la Lidl și pe la Mega Image, am cumpărat câte ceva. Și ia stați să vă arăt, mi-am băgat aici la cuptor o lipie și am pus acolo două ouă, ciuperci, telemea, deci doamne, eu trebuie să vă arăt o telemea imediat de la Hochland, ciuperci, am mai zis, ceapă și o să iasă așa ca o pizza. Și mi-am luat telemeaua asta, precis o știți, de la Hochland, dar îi divină, deci pur și simplu îi divină, nu știu, ori am prins-o noi acum mai bună, nu știu, mai de mult cred că am luat altă variantă de la ei, nu mai știu, dar e foarte cremoasă, deci e foarte, foarte bună la gust și data trecută când am luat-o a fost chiar nașpa. Am mai luat acolo roșii de la Lidl, asta am luat-o de la Mega și am luat și salata asta de la Mega, care sunt curioasă dacă e bună la gust, sper să nu fie ceva amărui în ea, că de obicei tot timpul e ceva amărui. M-am așezat aici până se face lipia, să vă spun că urmează să mergem la Paris, 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 Paris. Și super entuziasmată, de asta am mai mers să rezolvăm una alta, trebuie să ne rezolvăm și cu asigurările, cu parcarea, cu mai multe chestii. O să luăm avionul din Debrețin și o să mergem acolo și o să fie vreo 2-3, sper eu să fie 3 vloguri de la Paris. O să încercăm să ne facem așa un program încât să mergem să vizităm tot ce se poate. Bine, la Palatul la Versailles nu cred că o să ajungem pentru că am văzut că e în afara Parisului și cred că trebuie o zi să mergi numai acolo și noi nu vom sta foarte mult, o să stăm 4 zile, practic 3 mai pline și în ultima deja la ora 3 și ceva avem avionul înapoi, așa că undeva pe la 11-12 deja trebuie să plecăm probabil spre aeroport pentru că e destul de departe, să povestesc eu toate detaliile astea. Și la final o să vreau să vă și dau niște sfaturi, să vă împărtășesc părerea mea dacă mi-a plăcut, dacă se merită să vizitez nu știu ce, nu știu cum, unde să te cazezi, cam cu ce te poți descurca, cât bani am cheltuit și așa mai departe. O să vă zic eu toate lucrurile astea în momentul în care va fi efectiv cazul, pentru că momentan nu știu, oricum aș vrea așa ca idee să mă uit cam cât costă intrările, bilete și alte chestii, metroul sau tot ce ne trebuie nou acolo, să văd și un meniu ceva de la restaurant ca să ne facem o idee cam cât am cheltuit dacă ar fi să mâncăm ceva în oraș. Așadar, o să discutăm toate detaliile astea, o să mergem împreună, o să vă țin acolo la curent, numai să ne țină bateriile la telefon, la aparat, la tot ce trebuie ca să vă filmez acolo tot ce se poate. Și evident că vreau să mă duc și în zonele alea în care s-a filmat Emily in Paris, mai ales dacă v-ați uitat la serial, cu siguranță știți despre ce vorbesc.
Și de-abia știm, deci super, super entuziasmată. Ne-am rezolvat și cu bagajele, unul dintre... ne-am plătit până la urmă, deci am prins, ca să înțelegeți de ce plecăm la Paris, am prins niște bilete super, super ieftine, adică gen 500 de lei pentru două persoane dus întors și ne-am mai pus încă opțiunea, bine, asta era fără bagaj, și ne-am mai pus încă opțiunea de Wizz Priority, care îs trollerele alea micuțe, probabil că ați mai văzut, și ai prioritate la îmbarcare, din ce am înțeles, n-am mai fost niciodată cu varianta asta. Și am mai plătit, cred că vreo 200 sau 300 de lei în total pe ambele bagaje, ca să aibă fiecare încă un troller plus bagajul ăla de ghiozdan, mă rog, bagajul ăla de mână pe care îl ai oricum gratuit la biletele de avion. Oricum, eu zic că am prins destul de ok, acum sunt curioasă ce ziceți voi, poate voi ați prins mai ieftine, dar dezavantajul este că am prins pe aeroportul ăla care e ceva mai departe, pe... pe Beauvais, parcă așa se zice, nu știu exact, am făcut franceză în liceu, deci că n-am făcut deloc, deci da, probabil că înțelegeți situația. Dar ăla, ăsta ar fi dezavantajul, pentru că suntem acolo și o să facem destul de mult până în Paris, dar, mă rog, am rezolvat și cu alea, știu exact de unde trebuie să luăm, adică nu știu de unde, dar știu ce trebuie să luăm și știu cât ne costă și așa mai departe, așadar o să ne descurcăm, așa zic eu, mi-am instalat și aplicații cu metrou, cu liniile, cu tot, dar e fain că și dacă îți cauzi, de exemplu, că ești într-un punct pe acolo, undeva pe hartă și vrei să ajungi în alt punct, îți apare exact cu ce poți să mergi acolo, în ce metrou, în ce autobuz, în ce tren sau whatever, în care trebuie să te urci, deci nu cred că e super complicat, adică chiar trebuie să fii idiot să nu te descurci, plus că avem și picioare, chiar vreau să mă duc pe jos foarte mult, asta recomandă toată lumea, m-am uitat și eu la un milion de vloguri până în momentul de față. Și toată lumea recomandă să mergi pe jos, să te plimbi, pentru că dai de o grămadă de locuri foarte faine, de, nu știu, cafenele, locuri în care să-ți faci poze, străduțe interesante, tot felul de view-uri din astea, să vezi Turnul Eiffel, o grămadă de străduțe din astea colorate, cu tot felul de chestii, așa că vreau neapărat să mergem și pe jos. Cam asta e situația, o să plecăm la Paris, Paris. Și da, o să trebuiască să ne împachetăm, o să vă iau cu mine acolo sus, o să facem bagajul împreună, o să fie super, super fain, zic eu. O să mâncăm croissant și o să mergem la boulangerie și uite, o să mai mergem la Turnul Eiffel, o să facem un milion de poze la Turnul Eiffel, o să încerc să fac și câteva reels-uri sau ceva pe TikTok. O să gustăm, după cum am zis, croissant. Am mai văzut ceva locație unde se bea cea mai bună cafea, nu cafea, ciocolată caldă din Paris. Deci neapărat o să mă duc acolo. Am mai găsit ceva restaurante din astea unde se mănâncă mic dejun și brunch și da, le-am super entuziasmată să le încercăm. Bine, clar, trebuie să ne facem așa un orar, să vedem exact unde ajungem, ce facem, cum facem, ca să nu aruncăm timp aiurea pe drumuri aiurea, așa că vreau să ne facem așa un program, să știm clar, am ajuns acolo, no, de aici mergem în continuare să vedem tot ce se poate în zona respectivă și v-am zis, o să stăm teoretic 4 zile, de practic 3 în care putem vizita, o să profităm de prima, cred că cel mai mult și în a doua, evident, atunci vreau să și mergem să mâncăm și o să ne plimbăm și o să vedem mai multe chestii, o să mergem foarte mult pe jos în ziua 2. Și în ziua 3, cred eu, adică nu vreau să vă promit, dar e foarte posibil să mergem la Disneyland Paris. Oricum, mă pun și eu să mănânc, am scos treaba aia din cuptor, asta să vă și arăt și oricum mai povestim noi mai încolo, o să ne facem bagajele împreună, o să ne pregătim. Așa, astăzi mai trebuie să vină un colet de la Shane cu chestii pentru Paris. Bine, nu am avut mulți bani de data asta, mi-a luat numai, cred că, două pălării și ciorap din aia cu blăniță, cred că v-am zis, și am mai luat ceva, dar ce am mai luat? Are, o curia din aia foarte mare, adică nu știu că e foarte mare, dar gen, mi-am cumpărat o geacă aia, cred că v-am arătat-o aia crem din piață ce am cumpărat-o acum câteva săptămâni, am vreo 2 sau 3 și m-am gândit că dacă i-aș cumpăra o curea din asta așa mai fancy, trendy, poate ar arăta ceva mai bine. Așa că da, oricum trebuie să vină coletul, mă pun și eu să mănânc, probabil vine coletul, vi-l arăt și apoi o să mergem să împachetăm împreună pentru Paris. O să-l iau de aici, văd că dar s-au făcut foarte tare ouăle astea, am crezut că sunt moi, deci fii atent, așa arată, zici că e crud, frate, deci am crezut că dacă îl mișc o să se moaie, o să fie moale, dar văd că nu, chiar puteam să scot mult mai repede tava, dar am fost proastă, așa că da. Îmi pun să mănânc, poate pun un pic de ketchup sau ceva pe ăsta, mai pun salată din aia să nu uit, porumb, porumbel. Hai că am și reușit să o tai, cred că așa a fost, ceva de genul, ca să o pun frumos la loc. E foarte, foarte bună la gust și acum o să pun niște salată din asta pe deasupra, e asta, nu că nu știu ce e asta, dar din asta mai micuțică, drăguțică și porumb mai vreau să-mi pun. O să mănânc așa. Neam, 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 neam. Ne auzim la ceas de seară, tocmai ce a venit colegul de pe șin
Și hai să îl desfacem. Deci v-am zis că va conține produse pentru Paris. Acum îmi scuzați freza și fața și totul. Mai bat și ledurile alea nașpa pe mie. Și nu știu ce mă bușc pe sprânceană. Dar hai să desfacem coletul. Așa. În primul rând... dar asta chiar e faină și mare. Ia uitați, mi-am luat o curea. Ia stați o deși desfac din folia asta. Așa. Dar fii atent ce faină e, că e cu elastic. Nu știu cât se vede acolo la voi. Dar cam așa se prezintă și eu mă gândeam că asta ar fi faină purtată cu un sacou negru sau cu un palton, un pardesiu, chiar și cu geaca aia pe care mi-am cumpărat-o. Ia stați să văd dacă mă și cuprinde. Dar e numai bună, de jur. Stați să o pun așa ca idee. Nu știu cât vă dați voi seama, acum sunt îmbrăcat în pijama, dar ca idee. Arată foarte fain și destul de mare și eu zic că cu un sacou din ăla fain ar arăta bestial. E cu elastic și are destul de multe găuri din astea în care să o prinzi. Chiar e foarte fain. Deci, sincer, nu m-am așteptat. Am crezut că o să fie ceva mega fail. Dar ia stați o și închid să vă arăt așa. Cam așa se prezintă treaba. Mie mi se pare foarte, foarte faină și la prețul ăsta chiar și-a meritat banii. Cred că a fost până în 5 euro, nici atâta cred, dar o să vă las prețul. Apoi, nu se putea un mers la Paris fără o beretă. Și am mai văzut eu una faină în Carrefour la Oh My God Accessories sau Wow, nu, Oh My God Accessories cred că îi. Portocalie. Am zis că ce fain ar fi fost una din aia portocalie, mai ales că am eu hainele alea o grămadă așa cu maro, cu bej, cu nu știu ce ar fi mers, cred că mai bine, dar mi-am luat roșie că m-am uitat prea mult la Emily in Paris. Și hai să o și vedem. N-am purtat în viața mea așa ceva. Dar să știți că e destul de fain materialul, că nu știu unde am mai încercat una, adică am vrut să-mi cumpăr. Bă, și era atâta de țapănă, deci efectiv zici că aveai o chestie de carton pe cap, deci era foarte tare. Bine, acum o să arăt ca o cocalară chestia asta și cu freza și cu pijamaua, dar să vedem dacă mi-e și bună. Arată rău, bine, habar n-am să mi-o pun până acum, n-am purtat așa ceva, dar cred eu că o să arate ok, așa de pozici, mai ales dacă mergem așa la un restaurant din ăla drăguț. Eu zic că ar fi super, super faină. Deci da, asta e a doua treabă. E roșu din ăsta așa intens. V-am zis că m-am uitat la prea multe Emily in Paris. Dacă tot mi-am luat geaca aia bej, nu se putea să nu-mi cumpăr și o căciulă din asta bej ca să meargă. Pentru că am zis că poate nu o să fie în Paris, bine, știam acum de Paris de ceva timp, dar am zis că nu... nu știu exact cum o să fie vremea, am zis că dacă e ceva gen peste 12 grade, am zis că atunci pot să-mi iau un palton, dar având în vedere că o să fie super mega frig, adică gen o să fie poate un 6-7 maxim, dar maxim 8-9 grade, am zis că mai bine mă duc cu geaca și atunci mi-am comandat și o treabă din asta. Și sincer am văzut că se poartă iarăși treburile astea, asta văd că, fii atent, se poate strânge aici în interior, n-am purtat în viața mea așa ceva. Dar să știți că nu-i nașpa, adică gen așa de poze chiar o să fie ok, mai ales dacă mai și picură sau ceva, eu zic că o să fie faină. Și se poate și strânge un pic aici în spate, ia să văd dacă o strâng un pic. Hai să zicem, dar îmi place că gen îmi intră urechile și nu îs genul ăla, stați, așa. Îmi place că îți acopere exact urechea asta, să stau eu așa mai încoace să mă vedeți. Asta e treaba și cu ea, eu zic că n-arată rău. Scuze asta ce ziceți și voi, cred că o să fie drăguț așa cu geaca aia bej, o să o testez eu mai încolo, că nu știu dacă sunt exact aceeași nuanță. Și ultima chestie de care sunt cea mai curioasă și am mari emoții, dar foarte mari și nu știu de ce am impresia că o să fie un fail. Mi-am cumpărat ciorapi din aia cu blăniță de dedesubt pe care știți că, mă rog, i-ați văzut probabil peste tot pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, la toată lumea, în special dacă vă uitați la videoclipuri de la persoane din exterior. Astea, toată lumea se îmbracă cu genul ăsta de ciorap pentru că cei ca un fel de blăniță pe dedesubt și ai putea să-ți iei ușor puste chiar și iarna fără să mor de frig. Așadar, hai să desfacem, să vedem ce se întâmplă. Deci par... Deci îi țeapă. Îi țeapă, dar sincer îs fain ca și material, dar nu îs cu blăniță. Îs ceva mai groși decât ciorapii normal, dar am luat țeapă cu ei, adică sincer am crezut că o să fie din aia cu blăniță, pentru că așa părea pe
site, bine, poate nu am uitat eu bine sau nu știu, dar ca idee îs fine, adică gen o să-i port. Dar da, am luat apă cu ei, am crezut că-s cu blăniță pe interior, dar nu știu de ce nu au blăniță și n-am nici telefonul aici să mă uit exact. Dar eu așa am văzut că scria că-s cu blăniță, toată lumea e poza așa întors și păreau că-s foarte călduroși, orică am crezut eu din pozele alea că-s gen plușați, dar da, am luat țeapă. Mie oricum n-am dat foarte mulți bani pe ei, cred că am dat vreo 4-5 euro, dar m-am așteptat să fie din aia cu blăniță, deci o să fiu super tristă pentru că deja mi-am pregătit ținutele și am așteptat ciorapii ăștia, deci e foarte trist acum, dar da. Da, o să văd ce o să fac, o să-mi iau două perechi de ciorap, pantalon probabil pe mine ca să nu mor de fric, pentru că mi-am și cumpărat, dar nu cred că v-am arătat, acum vreo câteva zile am fost până în H&M și își căuta să avem ceva îmbrăcăminte și mi-am găsit și eu o rochiță. O să vă inserez aici dacă o mai găsești, oricum o să vă arăt și sus, pentru că am spălat-o și am și călcat-o și am pregătit-o acolo ca să o duc cu mine. E un fel de rochiță și mi-a plăcut mult că avea și adaos de lână, ceea ce înseamnă că gen o să mor de fric probabil cu ea. Am mai văzut pe cineva în Lotus care se plimba și avea exact aceeași rochiță și aveau două variante, una cu gât pe care mi-am și cumpărat-o eu și mai era încă una exact la fel, numai nu era cu helancă, ci era tip bluză. Aici în partea asta de decolteu, dar mie mi-a plăcut mai mult varianta aia cu helancă, mai ales dacă, repet, mergem la Paris și o să mor de frig, am zis că cel mai bine ar fi să o iau pe aia cu gât, pentru că și dacă vrei să te mai plimbi pe afară, bine, clar, în interior nu prea ai cum să o porți, pentru că mor de cald, adică gen n-ai cum să stai, de exemplu, de Crăciun sau undeva cu ea, decât dacă te plimbi undeva afară sau dacă mergi undeva unde știi că e frig, pentru că dacă stai probabil la vreo 22-23 de grade, cred că mor de cald cu ea. Dar mi-a plăcut că o poți întoarce așa de vreo 2-3 ori aici la gât și e foarte, foarte groasă, adică gen, e și un pic greuță, dar nu simți așa tare pe corp, mai mult o simți așa dacă o țin mână, dacă e pe tine nu se simte așa nașpa. Și îmi place foarte mult, v-am zis că e foarte călduroasă și doi la mână vine foarte lungă, adică vine cam până undeva, deci peste genunchi să zic, undeva la mijlocul piciorului între genunchi și talpă, deci undeva acolo vine. Și dacă ții niște cizme sau bocanci sau ceva, îți rămâne cam atâta de un picior afară, așa că atunci nu o să am probleme chiar așa mari cu aceste treburi, cu ciorapii ăștia. Dar oricum sper să pot să o iau și atunci m-am gândit eu că ar merge foarte fain cu niște bocanci negri și să îmi iau și cureaua aia în talie să fie neagră și atunci să meargă oarecum împreună. Ne auzim un pic mai încolo, mă duc și o să-mi pun lucrurile astea la loc, să-mi fac și o rutină de skincare. Mai duc, mai editez un pic, pentru că mai am un pic de editat. Și noi ne auzim probabil mâine. Mâine o să facem și bagajul, să ne organizăm, sau poate acum seara, nici nu știu exact. Dar oricum vă țin la curent dacă se mai întâmplă ceva, dar dacă nu, ne auzim în vlogul de mâine de la ora 8. Pa, pa! Ho, 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 ho! Merry Christmas!